Mihit. Da, Mihit, dar nu știi ce trebuie să zici. Mai știi ce trebuie să zici? Păi, ce apucă, mă. Bună ziua și bine ne vedem la Prof. Online, așa? Așa, clasa a cincea. Tu dai... Mai emoționat, mă. Da? Așa. Bun. Deci tema pentru acasă, hai să vedeți. Așa. Bine, da. Dar bine, ai obligația să spui și colegiilor tăi. Că noi facem aici și își pot găsi lecția. Asta e lucrul foarte frumos. Clasa A 5-a. Da? Clasa A 5-a. Dani a avut un exercițiu de, de genul. Care este numărul ABC parat? Deci se determine. Numărul. Cel mai mare număr. Se determine. Cel mai mare număr de formă ABC. Număr de formă ABC. Care împărțit la 12 dă restul 10. Așa încât ABC împărțit la 12 dă restul 10. Conduce la restul egal cu 10. 10. Putea să fie restul 13. De ce? Nu, deoarece restul trebuie să fie mai mic decât împărțitorul. Corect. Cel mult, restul trebuie să fie cel mult 11. Nici măcar 12 ceva să fie. Da? Cel mult 11. Știm asta. E bine, ideea voastră, ideea ta, Daria, cum ai gândit exercițiul ăsta? Păi, am scris că ABC este egal cu 12 ori cât? Plus 10. Plus restul, deci. Deci am scris de o împărțire cu rest. David, ideea de acolo, nu? Da. Deci A, B, C, egal cu 12, ori câtul, apar, n-am cât să fie, da? Nu, atâta era. Ori câtul, plus miceul ăsta de aici. Nu. Hai să zic, ori K. Ca să nu facem confuzii cu ceul de mai sus. Plus 10. Și vreau cel mai mare număr. Cel mai mare număr. Mie am ideea să spun că ABC minus 10 trebuie să se divide la 12. David, ești de acord? De ce o fi zis ea că ABC minus 10 să se divide la 12? Păi, dacă aceasta este egalitatea, Davide, scădem pe 10 din ambii membri, și din stânga și din dreapta, și egalitatea asta devine ABC, ABC minus 10 este egal cu 12 ori K. Deci ABC minus 10 egal cu 12 ori K. Este o idee corectă. Da? Pentru că la început nu am știut cum să fac și nu acum și nu mi-a dat. Am crezut că este un răspuns și logic cum să calculez. Și de ce? Mi-ai încercat să... Ba da, așa au făcut și au găsit, dar au zis, ia mai așa, păi cum, merg așa că... Adică asta e singura rezolvare, așa? A fost o rezolvare care mi-a dat-o mama prin... Eu i-am dat cel mai mic număr, că nu știau cum să se ducă. Și apoi zic că spune... Și am mi-a dat prin încercări. Zic, dacă cât e 1, 1 ori 12 plus 10, fac 22, nu fac ABC. Un număr. Și atunci trebuie să zicem la un cât mai mare. Și au zis, bine, dar așa... Și apoi mi-a venit... Așa nu pot zic, știi? Și pe aceea când am venit de 10 și nu parla despre ce sunt de a câtul, adică trebuie să fie împărțit exact. Să se împarte exact. Să se împarte exact la 12, nu mă lași să da. Ea s-a gândit că cel mai mare număr de forma ABC e 999. L-a scăzut pe 10 din 999, i-a dat 989. Mi-ai luat, dacă vrei să mă lași un pic. Da, eu vă zic cum am gândit. Eu trebuie să încerc acum să vedem că suntem la... Eu și cu David, suntem la prima întâlnire. Știi, da, da, da. Acum vrem să încercăm niște idei care să însemne ce. Am înțeles că pentru început v-ați gândit să ia luați ca A1, 2, 7, 9, până când se umple numărul ăsta de trei cifre. Da. Și este de așteptat că la un moment dat se umple cu
cel mai mare număr. Că în clipa în care îl pui pe următor, depășește de 3 cifre și va fi 4 cifre. Exact așa. Deci asta ar fi o primă inițiativă. Să zicem, dacă luăm 30, 30 ori 10 fac 3000. Nu-i cum, capa nu poate să fie... 30 ori 10, 300. 300, bani, da, 300. Mai mare. Luăm și mai mare, nu? Hai să zicem, luăm pe capa, cât să zicem? 80. 80. 80 ori 12 fac 960, nu? Da. 960 și cu 10? 970. Deci capa, cât ne-am zis noi, da? 80. 80. Acum începe să mărim 81, 82 cu emoție. Da. Mă secundă. Deci, și această idee este foarte bună. Este așa? Foarte bună. Da. Pentru că, Daria, deci inițiativa care o ai în fața unui exercițiu, pentru început, este o idee asta simplă, clară. Că vrem să rupem pe ABC. Cu maxim posibil. Și 80 face un serviciu bun, K. Deci pentru K. Hai să luăm. K egal cu 80. Eu luăm 1, 2, 3, 4, da. Pierde mult timp. Deci încercăm să ne apropiem cât mai mult de numărul de 3 cifre. Deci pentru 80 rezultă K, B, C egal cu 12 ori 80, dacă spune, da? Plus 10. Echivalent cu scrierea următoare, KVC ar fi egal cu 960, da? Plus 10 și egal cu 970. Și acum începem. Cât să mai punem noi? Hai să punem 382. Sărim încă peste 81, când dă seama că aș mai avea loc. Da? De la 70 până la 1000, aș avea 30. Iar dacă aici la 24, încape foarte bine. De două ori. De două ori, da? Deci, se simte exact cum trebuie să gândesc și atunci pentru K, egal cu 82. Da, bine. A, B, C. Devine. Devine. Devine 12 ori. Ori. O vorbește pe care 82 plus 10. Egal cu? Egal cu ABC. Egal cu. Mulțim mai mult. Facem calculul, dacă vine. 12 ori 82. Se mulțim deoparte. 12 ori 82. Cât îți dă? Nu e pe mâna ta. 984 plus 10 face 994. Dacă aș fi luat acum, merg și merg capa 3, să văd ce se întâmplă. Deci sublinez capa 2 și capa egal cu 83. Se întâmplă ca ABC să fie 13 ori 82 plus 10. 12 ori 83. Da. Așa. Plus 10, care mă conduce spre rezultatul ce depășește. Cu cât depășește aici? Dacă la 94 mai pun 13, vine 1006. Deci egal cu 1006. E mai mare decât 3 cifre. Pică asta. Și atunci mă pot opri clar la 82. Deci rezultat corect. Numărul căutat ABC, așa a fost întrebarea, să zic ABC. Cel mai mare. Așa încât să se întâmple fenomenul acela. Deci ABC este egal cu 994. Deci, Daria, asta a fost o soluție corectă. Nu înseamnă că, prin încercări, nu am o logică. Am o logică, că dacă luăm K1, K2 până la 82, aceea n-ar fi fost tocmai
un drum de urmat, pentru că aș fi avut prea multe încercări. Dar ce-și lua sare când se iau capa 1-2, când văd că la 1 sau 2 acopăr doar 2 cifre. Eu mă strâng să încep să acopăr 3 cifre. Ori la 3 cifre, alții cer repede câte 80 încolo, am mea cifre foarte bine. Da, și atunci, și atunci am vrut să mă apropii cât mai mult, iar următorul să depășească. Și de ce a rămas foarte bine 994 da. Numărul căutat? Ea m-a întrebat pe mine și n-am știut să-i răspund. Bine, dar dacă nu vreau prin încercări, există și alte de rezolvare? Acum am mai ceva. Deci, dacă nu vrem prin încercări, să vedem dacă găsim o altă soluție care să mă ducă direct spre numărul acela. Da. Și atunci, o idee ar fi asta. Să ducem pe 10 în stânga. Și atunci avem relația ABC minus 10. Așa să fie egal cu 12 ori K. Ce înseamnă asta? Cum traducem? Înseamnă că tot numărul ăsta să fie multiplu de 12. Altfel spus, tot numărul ăsta se împarte exact la 12. Ca să împarte la 12 trebuie să se întâmple. Că nu numărul se împarte. Adică nu avem un criteriu. Ca să împarte la 12 trebuie să ai ultima cifră par. Deci, nu există un criteriu de asta. Dar, hai să gândim. Ar trebui să se împartă în 12. Ce divizori am în corpul ați? Adică cât fac 12? Asta înseamnă. Da? 4 ori 3. 4 ori 3. Mă interesează asta. Deci 12 egal cu 4 ori 3. Da? 12 egal cu 4 ori 3. Deci ar trebui să se împartă și la 12 și la 4 și la 3. Deci asta ar fi echivalent acum, cu precizarea că ABC minus 10 trebuie să se divide la 4 și tot așa devine ABC minus 10 trebuie să se divide la 3 și, da? Și la 1 și la 1. Adică simultan. Atunci 4 devine de 12. Când urmări se împarte la 4? Când e 4, de la 2, știam noi. Pentru 2. Dar la 4? Dați-mi exemple de numere care se împarte la 4. Numerele se împarte la 4 când ultimele două cifre ale numărului se împarte la 4. Se împarte exact la 4. Ultimele două cifre. Da. Exemplu, 16. 124. Pentru 24 cu parte la 4. Dar să înțelegi de ce așa. Eu insist pe partea logică a lucrurilor. De ce 124 se împarte sigur la 4? Pentru că 124, vreau să scrieți asta, 124 egal cu 100 plus 4. Plus 24, da? 24. Ei, 100 se împarte totdeauna la 4. 100 se împarte totdeauna la 4. Și cât face 100 împărțit la 4? 100 împărțit la 4 egal cu 25. De 4 ori de 25 partide, egal cu 100. Da? Deci 100 se împarte la 4, face 25. 24 se împarte la 4? Da. 6 ori, nu? În concluzie, fiindcă cifra sutelor se împarte la 4, e multiplu de 4, atunci noi ne interesăm că de-aia de ultimele două cifre. Da? Când zicem 400, 700, n-are importanță. Totdeauna suta se împarte la 4. Și dacă se împarte și ultimul, dacă se împarte și ultimul, sau numărul format de ultimele două cifre la 4, ești fericit. De aceea, mă dăm criteriul. Un număr se divide cu 4. Un număr se divide cu 4. Sau altfel spus, în paranteze,
Da. Deci un măr se divide cu 4 sau altfel spus, se împarte la 4, nu? Se împarte exact la 4, asta nu se spun. Deci se divide cu 4 sau se împarte exact la 4. Dacă ultimele două cifre, ultimele două cifre, formează un număr ce se împarte exact la 4. Dacă ultimele două cifre, se împarte exact la 4. Și acum întrebare. Vedeți? Scăzând pe 10, B-ul se micșorează. Da? Cât va fi aici? Cât va să fie B-ul cel mult? 9. 9 minus 1 să fie 8. Celul mai aceeași. Cum în problemul este acel număr maxim, este esențial. Atenție că pe cea însă acelul să fie maxim. Începem și noi. A-ul egal cu 9, dar ea. Deci atenție că începem cu maxim. Da. Deci A-ul 9, B-ul egal cu 9 și C egal cu 9. Da. Deci, adică, mi s-a cerut maxim, zic A-ul 9, B-ul 9 și C-ul 9. Da. Adică mă gândesc la numărul cerut, A, B, C, egal cu 99. 99. Deci dacă nu mă gândesc la chestia asta, treaba e destul de complicată. Acum, din 99 am scăzut un 10. 989. Atunci ar urma ABC. ABC minus 10 ar apare maxim cu putință 989. 989. În momentul ăsta, pe 989 trebuie să ne împărțim noi 12. O secundă, Daria. Mergem după criteriul nostru. Se împarte exact la 4. Ca să se împarte exact la 4, 89 trebuie să fie așa fel gândit, încât se împarte la 4. Ar trebui să fie 88. 88. Corect. 88 nu se împarte? Deci, varianta ar fi așa. 988, 988, care se divide la 4, și respectiv 984, am mers înapoi, încă în 4, da? Și 984 se divide și el la 4. Și mă rog înapoi. Dar numărul ăsta trebuie să se divide și la 3. Păi, 988 împărțit la 3 nu se poate. Stop. Când un număr se divide la 3? Când toate cifrele adunate se împarte la 3. Exact. Deci un număr se divide la 3, să ne amintim asta. Un număr se divide cu 3. Un număr se divide cu 3. Când suma cifrelor sale, suma cifrelor sale, se împarte exact la 3. Suma cifrelor sale, se împarte exact la 3. Da? Un număr se divide cu 3. Când suma cifrelor sale, ne dă un număr, care se împarte exact la 3. Când suma cifrelor, dă un număr care se împarte exact la 3. În cazul nostru, Davide, să luăm pe 988. Suma cifrelor cât ar vine? 9 plus 8 plus 8. 6. Deci 16 și cu 9? 25. 25. Rezultă 9 plus 8 plus 8 egal cu 25, care nu se divide, da? Nu se divide la 3. Îmi pare rău. Da? Îmi pare rău. Nu merge. Ăsta nu-i bun. Dar, atunci, ne fiind ăsta bun, căutăm varianta C.
cealaltă, 984. Deci 984 despre care știu că se împarte la 4, să văd suma cifrelor sale cât în acum. 9 plus 8 plus 4 este altul? 21. 21, da? 21. Care se divide, ce fericiți sunt, se divide la 3. Așadar, îmi convine 984, că se divide și la 4 și la 3, deci 924 se divide practic la 12. Deci 924 se divide la 4 și la 3, se divide la 12. Acum, mă întorc în exercițiu. Noi avem așa, KBC minus 10, egal acum cu... Sunt participul la 12. Da, deci, da. Despre cine este vorba? Deci A, B, C. Minus 10 este egal cu numărul ăsta, care la mână cu 984. Asta este. A, B, C minus 10. Și acum, era vorba de A, B, C minus 10. Egal? Da, da. Și ce facem acum? Adunăm 10 în ambele, îi facem înapoi. Și atunci numărul ABC devine 8, 984 plus 10 și egal cu 994. Eu, pe care am găsit și pe metoda. Davide, te rog să repești tu și să povestești dacă te-ai impresionat vreuna din variante. Eu sper că am două să fi plăcut. Dar să spui care crezi tu că e mai plăcută sufletului tău? Prima. Prima, da? Eu, sigur. Sigur. Și eu așa aș fi făcut. De ce? Pentru că e simplu, zici, îmi cere să fie, să împartă la 12, să fie cel mai mare. Și eu teorema împărțirii cu rest. Simplu. Teorema împărțirii cu rest. Simt că controlul asupra lui se face după componenta K, pa, nu? Și dau valori, sar peste cele mici, am dus la 82 și am găsit numărul cel mai mare, 83 sare peste el. Simplu, foarte simplu. Partea asta, a doua, varianta a doua pe care Daria a încercat-o, te rog să spui, Daria, de ce ai vrut și altceva? Ce a fost în sufletul tău? De ce ai vrut și altceva? Ce nu ți-a convenit la varianta care m-a făcut? M-am gândit că e prea mult de facilat. Dar de ce e mult? Că doar ai văzut cât de repede sari. Da, dar dacă ar fi unul mai mare... Care? Dacă ar fi un număr mai mare? Mult mai mare, a zis. Ce fac? Stau să... Păi tot așa, control după... Dar nu vine, nu... Stai, stai, stai. Nu, dar eu înțeles, îți place și punct. Dar acum eu vreau să spun... Că nu merită să te depărtezi de idei așa că îmi place și arunc peste cap. Ce vreau să spun că varianta asta are logică. Dacă numărul ar fi fost din 4 cifre și tot așa că cel mai mare cu putință, eu plecam de la cel mai mare, vedeam cu cât se mulțesc aici și iarăși aceeași idee. Merge foarte frumos. Eu o accept cu foarte mult drag, pentru că mă duc spre cap acel maxim și următorul arăt că nu mai este bun că depășește capacitatea de magazinare a numărului, în urma mulțirii, și este timpul. Deci vreau să-ți povestesc asta ca să înțelegi că nu așa refuzăm, nu-mi place și asta. Așa numai din principiu. Ci trebuie să fim respectuoși cu fiecare idee. Dar în varianta în care nu-ți vină alta și nu poți duce, de ce să nu acceptăm de cea care te duce pe un rezultat? Două soluții trebuie să o accepți. Una să-ți vină în minte, că atunci este important să ai o rezolvare. Sigur că în condiții în care vrei să faci mai mult, ideea a doua este excepțională. Pentru că numărul
respectiv, pierde doar pe 10, restul, el rămâne în potențial maxim și acum încep să gândim el să fie un multiplu de 12. Deci numărul ăsta de strigat să fie multiplu de 12. Sau altfel spus, să se împarte exact la 12. Dar tot pe varianta cu cel mai mare. Și acum, ca să împarte la 12, trebuie să împarte și la 3 și la 4. Da? Îmi doresc tare mult, dar să încerc să te concentrezi, că dacă se întâmplă și la clasă așa, în momentul acesta, când apare o idee a altui coleg și nu vrei să o accepți, încă trebuie să știi că învățăm din fiecare soluție. Trebuie să înțelegi că câștigul este imens dacă vine un coleg atât cu alte idei, să o putem citi, să o putem înțelege, să putem să achiziționăm. Da? Este un lucru spectaculos. Foarte important. Învățați de la felul în care vă tratez eu, când ce fac eu? Pe fiecare ascult și vreau să înțeleg de la el ce amână urmărește, ca să pot să înțeleg și eu. Așa trebuie să vă manifestați și voi într-o relație unul cu altul, în clasă. Profesorul trebuie să aibă răbdare. Profesoria vrea să vă zică că ea n-a rezolvat nici așa cum a făcut în asta a doua oară. Păi tocmai. Ea a rezolvat altă. Are a treia variantă. Da. O să mă duc și pe a treia variantă. Dar și acum, ne ducem pe cele două la bun sfârșit, ca să ne înțelegem încă o dată, și până văd și a treia variantă. Dar insist să spun că câștigul este imens dacă ne înțelegem și peste două. La ce dar treia mă dai tu, noi nu am o altă idee, tu vii cu altă idee, mă bucur foarte tare, dar să ne întoarcem. Ca să se divide la 12, trebuie să divide și la 3 și la 4. Nu uitați aici. Și la 3 și la 4. Iar pentru 4, ultimii două cifre trebuie să formeze un număr care să bate exact la 4. Domnul acolo trebuie să spuneți paranteză. Unde? La ABC minus 10. Ai dreptate, ca să se înțeleagă tot numărul, da? Altfel există riscul ca 10 să se divide la 4. Corect. Vezi? Eu reacționez foarte rapid la observațiile făcute de voi. Și la, deci numărul 2 să se facă și la 4 și la 3. Și acum, pentru 4, Davide, ultimele două cifre trebuie să fie un număr, să formeze un număr, ca să parte la 4. Cum ar fi 16, 20, 24 și mai departe. Deci, ultimele două. Nu mă interesează cifra sutelor. Că sutele se împart totdeauna. 100, 200, 300 se împart totdeauna la 4. Deci de aia spui, interesează doar numărul format din ultimele două cifre. Sute, mii, zeci de mii, în partea asta, poate să împart la 4. Nu m-a frământat. Și acum, am plecat din motivul ăsta, cu cel mai mare număr 99, al lui ABC, din care am scăzut pe 10 și s-a făcut 989, dar 989 nu se împarte la 4. Și de aceea am căutat imediat unul mai mic decât 989, 988. Și pe 984, și pe 980, și pe 976, și așa mai departe. Dar eu am luat astea două. Pentru că m-am întors înapoi și am zis, trebuie să se divide și la 3. Ca să divide la 3, mi-ai spus tu că suma cifrelor număr respectiv trebuie să împartă la 3. Și eu aveam variante de numere maximale care să divid la 4. Și atunci am zis, hai la 3, să te testezi pe tine. 9, 8, 8, despre care știam că divid la 4. Și 9, 8, 8, mă duce la 2 și suma care să divide la 3. Și atunci 9, 4, da, se divide. Și ăsta este. Dar 9, 4 are scăzut din el 10. Ne întoarcem înapoi, nu? Că a scăzut din el 10. Acum mai adăugăm pe cel 10 și numărul maxim este 994 și termen de Hristos. Dar eu știu cum este răbdare, să văd ce idee a atâlea, da? Deci avem prima variantă de lucru. Soluția 1, să zicem. Soluția 1. Apoi, soluția 2, asta cu divizorul. Da? Soluția
2. Și soluția 3. Te rog să ne spui că e... Da, mă rog. Eu tot așa am început cu ABC 10, da. Se împarte la... ABC minus 10. Se împarte la 12. Ar trebui 12 ori, da, acum trebuie să ne scrie de relația, da. Așa, și am scris 999, dar nu l-am separat pe 13, adică nu am făcut 43 sau ceva. Da. Bine, așa că era dacă zice, am făcut 999 minus 10, 989. Dar e să urmărești cât are, cine spune? Și la nu văd... Deci ea spune așa, 999 minus 10, că a luat cel mai mare, minus 10. Care i-a dat 989, pe care îl împarte la 12. Și îmi dă... Ce dă 82 ori, nu? Văzut cum aș fi chestia asta, 5 respectiv trebuie să-l scad din numărul împărțit ca să se împartă la 12. Foarte tare. Tu spui restul ăsta mă împărtă. Exact. Nu dau deoparte. Deci atenție și spune. Se pare tare chestia. Deci 999 minus 10 fac 989. Ăsta e maxim cu putință. Împarte la 12 și vede când dă restul 5. Atunci e supărată. Păi dacă scade ăsta, se împarte exact. Exact. Și scade din 989 pe 5. De 989 minus 5 face 984. Și acum pe 10, pe probabil. Da, ăsta se împarte sigur la 12, dar el a pierdut pe 10 de ăla. Și atunci 984 cu 10 fac 994. Numărul căutat. Foarte tare. Reacția mea foarte frumoasă. Deci, dar iau. Vezi cum știm să te respectăm? Foarte clar. Te respectăm când vedem o soluție mai bună, ca cea pe care am primit-o noi, mai tare, un conținut și, și timpul pierdut este mai mic aici la rezolvare, că îl faci într-un timp scurt. Tu ai scăzut maxim re, ăsta e cel mai mare. Îi dau pe 10 deoparte și îl dau până la 12. O, dă rest, mă încurc ăsta. Am scăzut restul ăla și gata, problemă. Da? Deci, te fericit pentru o idee. Și trebuie să înțelegi că și tu, la rândul nostru, trebuie să ne respecti că felul care ne-am comportat este un fair play al diavolului. Că și aici ai avut de învățat. Hai să o spunem pe cea dreaptă. Divizibilitatea la 4. Tu nu refuza ideea în sine, ci aici, așa e găsit rezolvarea, dar în alte ieșiții, experiența câștigată din soluția asta este de maximă importanță. Dar eu am învățat asta după profesor, asta vreau să mă întreb, nu la 5 în față, când număr se divide la 4, când număr se divide la 3? Noi ne-am amintit de anul trecut. Noi am lucrat noi, dar ei au învățat asta la școală? Nu știu, nu mi-am nu cred. Nu? De asta. Nu s-au dus la divizibilitate. Bănesc acum ei fac urma împărțirii cu restul. Da, facea putere. Și când restul e zero, așa se face, pasul următor, când restul este zero, este momentul în care vorbim de divizibilitate. Dacă s-a trecut la urmă, cu restul după aceea. Păi stau acolo și ai pasul următor. Că dacă restul e zero, înseamnă că s-a făcut divizibilitate. Și atunci bagi de termen divizibilitate, faci toate povestea. Da. Deci la fiecare chestie învățăm. Da. Experiența de aici ne este de folos într-un alt ieșit. Cu cât înțelegi mai... există la voi o formă de manifestare care vă spuneam trecut, aceea vă respectați mai soluția voastră și mă interesează de alta. Da.
Nu, eu sunt foarte de acord și e foarte frumos pentru că am adus aminte când un număr sunt parte la 4, dividit cu 4, când un număr sunt divizii la 3. De ce? Și am și motivat de ce. Deci învățăm din fiecare lecție și fiecare idee e bună. Davide, te rog. Avem două exemple de la Davide. Da. Și dacă avem timp, facem și tutele. Lasă, uite asta, Davide. Uite care din vrei tu. Mama a zis ăsta, sur ăsta. Care e vrei să nu știi? Facem Davide. Vreau să pătrundem în el și să vedem exact cum gândim. Că dacă din chimie, mai bine să te explici la profesor. Aici ai un... Cum să zic? Dar poate pe ăla care nu știe, deci așa. Poate povestea este să avem, vreau să spunem, ai și mai clar, n-am o idee, să ai celor pe jumătate, mă pot duce la sfârșit. E foarte important. Sunt un domnul profesor, vă explic, vedeți, înțelegem vostru, așa, ca să... Așa, hai să începem. Hai, facem pe 19? Pe 5. Pe 15? Hai, hai pe 15. Determinat de împărțitul, împărțitorul, câtul și restul, împărțirii unor numere naturale, știind că diferența dintre împărțit și rest este 6. Mai citesc o dată. Determinați de împărțitul, împărțitorul, câtul și restul, unor numere naturale, știind că diferența dintre de împărțit și rest este 6. Deci, de împărțitul minus restul... E egal 6. Egal 6. Atâta informația. Atât. Și cred că trebuie să găsim mai multe numere naturale, că așa zice. Unor numere naturale. Numere naturale. Așa. Deci, diferența de împărțit și rest este egal 6. Da, vede cum? Să lăsăm bine și urmă, imediat. El s-a gândit acasă. Da? Te gândești la... Da. Nu te-ai gândit la locul aia. Dar acum, cum faci în fața acestea? Sigur că da. Deci de împărțit. Tu te rog să-mi dictezi. De împărțit plus împărțitor. De împărțit tu? Împărțit. A. Scriptura modelă, da. Egal cu da. Împărțitor. Da. Cât plus da. Rest. Aia. Am putea să înlocuim pe de împărțit. De împărțit ar fi restul plus 6. Foarte bine. Deci de aici îți dai seama, da? Da. Deci de împărțitul egal cu rest plus 6. Și îl vrei să înlocuiești aici, da? Da. Și de ce de primul ori trebuie să înlocuiești? Va deveni 6 plus rest. Egal. 6 plus rest egal cu împărțitor cât plus împărțitor plus rest. Și în partea cealaltă voi aduna dacă ai egalitatea asta, ce zic mie? Uite, nu te-a la ea. Să scade rând. Scade rând din alte membri. E și stânga și în dreapta. Deci scădem un rând. Fi 6 egal cu împărțitor oricât și atât. Corect. Atunci voi înlocui în relație. Pe cine? Pe împărțitor oricât va fi 6. Da, și atunci apare relația de sus. De minus R egal, ne învârtim în cerc. Trebuie să gândim la idei. Ne uităm aici. Ca din ipoteza am folosit maximul putință. Asta e miezul. Aici. Aici e procesul. Ca folosit relația. Dacă ne întoarcem înapoi, e un cerc vicios și dă 0 egal 0 putință. Cerem ajutorul lui Daria să vedem ce spune. Daria? Păi eu am scris că împărțitor este egal cu de împărțitul minus restul, în paranteză împărțit la ce? Adică împărțit la cât?
și înseamnă că împărțitorul este egal cu 6 împărțit la C. Rezultă că C-ul poate să fie 2 sau 3. Și aici la fel. Cât ori cât se facă 6? De aici spuneam, dar ne te opri că nu trebuie. Deci, ce două ordine mai mulți, ei erau cu 6. Da, da, dar ia. Deci aici trebuie să ne oprim, în sensul că aici avem și rezolvarea. Că tu ai spus cât ori erau cu 6 împărțit la I. Dar aici, nu același lucru, cât ori cât ce două numere înmulțite, ne obținem 6. 6 runi. 6 runi. 6 runi, cine să fie? 6, cine să fie 1? Împărțitorul 6. Și împărțitorul 6 și cât ori? Deci el îți spune așa. Cazul, da? Cazul. Cazul 1. Împărțitorul egal cu 6. Cât egal cu 1? Așa e, nu? Da. Cât egal cu 1. Și atunci, ca să completăm, cât va fi de împărțitul, cât e restul, doamne, ca să ne ducem pe toate, noi să găsim de împărțitul, împărțitorul, cât și restul. Păi atunci, în loc de relație. Deci, noi avem 6 ori unul egal cu 6, da? Așa, pe care e ce. Deci, avem împărțitorul și câte unul, trebuie de împărțitul. Și restul. Da. Hai, cum facem? Suntem în exercițiu. Deci, I oricâtul este egal cu restul. Știi că totdeauna restul, din care am împărțit cu restul, restul e mai mic decât împărțitorul, da? Restul e mai mic decât împărțitorul. Da, deci nu poți fi un cât. Deci câtul, de ce nu poți fi un? Ce, ce motiv ai? Câtul? Poți fi, restul poate să fie 0. Restul poate să fie 0, tu spui? Ce mai poate să fie restul? 1. 2. 3. 4. 5. 5. Deci, pentru momentul de față, fiindcă împărțitorul era cu 6, ai avea variante. Iar 1 egal 0, care te conduce la ce? La ce, la ce de împărțit? De împărțitul este în condițiile astea 6, da? Da. 6, corect. De 1, zice, da? 6. Iar 2, egal cu 1. Ce de împărțit de a dea acum? 5. De 2 egal cu? Sigur? Da, 5, mai mult, da, bine. Numai puțin. Păi este... 7. 7? 7, da. Deci, de împărțitul egal cu 7, a crescut, a fost reducția restului, care este cu 1 pe 1. Iar 2, iar 3, egal cu cine? Iar 3 egal cu 8. Nu cu 8, cu 2. De împărțitul. Cu 2 și de împărțitul de 3 egal cu 8. Apoi, iar 4 egal cu 3. De împărțitul egal cu 1. 9. Și el 5. 5 egal cu 4. 4. Și de împărțitul 10. Da? Egal cu 10. Deci pentru cazul 1, ai sub... Mai e mult. Care mai este? Restul 4 și 5. Și 5, da? Corect, corect. Iar 5, 6. Da. 5 și de împărțitul de 6 egal cu 11. Vezi? Da, vede. Pentru cazul în care împărțitorul este 6 și câtul este 1, ai aceste 6 situații. Aceste triplete sau quadruplete, 4 trebuie găsite, da? Toate cele 6 nume. 6 nume. 6 vatru prieteni. Adică cele 4. Acum trebuie să vedem cât corect.
Deci soluția, deocamdată, pentru soluția asta am găsit 6 variante. E corect, David, normal că e corect. Uite, 11 minus 11 minus restul care a fost 5, egal cu 6. Diferența de împărțitor și rest e 6. E corect? Normal că e corect. Sigur, am gândit atent. Cazul 2. Cazul 2. Aici, ce să luăm? Ce împărțitor? Împărțitorul 5. Păi ce numere cumțite se fac? 6. 2 și 3. 2 și 3. Deci împărțitorul egal cu 2 și câțul egal cu 3. 3. Pentru situația asta, ce știm despre rest? Ce variante la rest aș avea? Păi restul poate să fie... Cine poate să fie restul acolo? Dacă împărțitorul e 2. Cum este restul tot timpul față de împărțitor? Are mai și tot timpul? Mai nimic. Adică? Da, adică pot fi 0. Și 0? Și 1? Sigur că da, două variante. Corect. Da? 0 și 1. Nu? Dacă e restul mai mic. Deci avem o soluție. Hai să zicem, să notăm mai ieri 7. Da? Iar 7 egal cu 0. De unde e de 7? Și de 7 egal cu 6. De 7 egal cu 6. Corect. Și e 8. E 8. 1. 1. Și de 8 egal cu 7. Egal cu 7. Mai avem o variantă. Mai avem o variantă. Cazul 3. Cazul 3. I egal cu 3. Da? I egal cu 3 și câtul egal cu 2. Aici ce descoperi? Ce restul putem avea? Dacă împărțitorul e 3, ce restul putem avea? Daria, David. Zi, fata. 2, 1, 0, 1, 2 și... Da? 0, 1 și 2. Câtul ea nu trebuie mai mic decât împărțitorul. Deci avem aici ier... Ier cât? Ier 9 egal cu 0. Și de 9 egal cu 6. Iar 10 tot 6. Iar, da, dar perechele, iar și pentru, sunt diferite. Deci de ce trebuie să luăm pe toate? Că una, dacă este schimbată ca valoare, e altă, să spunem, contraplet. Da? Deci iar 10 egal cu 1 și de 10 de 10 egal cu 7. Așa. Iar... Cu 5. Cu 5. De ce 5? Nu 5, David. Păi, eu oricât face 6, cu restul 1. 1. 7. Da? De iar 11 egal cu 2 și de 11 egal cu 8. Da? Și aceasta? Și mai este cazul 4. Cazul 4 care mai este? Împărțitorul 1 și câtul să fie 6. Împărțitorul 1 și câtul să fie egal cu 6. Ce este asta? Dar împărțirea la 1 nu se face. Trebuie să mai 0. Da, da. Că restul e totdeauna numai 0, nu? Da. Deci 7 împărțit la 1, tot 7 faci. Corect. 9 împărțit la 1, tot 9 faci. Deci tot 6 ar da de 11. A, așa. Deci de 12 ar face 6 și restul ar face 0. Așa, analiză de asta trebuie să facem. Și am găsit câte numere copii? 1, 2, 3, 4, 5... Câte soluții? Câte soluții am găsit? 12. Nu, numai 6, că restul se repetă, Cristina. 6, 7, 6, 7, 8. Deci 6, 7, 8 prea avem. Deci le vedem care sunt diferite. Exact, a? Numai 6. A, așa. Deci important este să le vedem pe toate și cele care se suprapun, acelea o să le luăm. Cum poate să fie restul 3? Că uite, când se împarte, când împărțitorul e 6. Când împărțitorul este 6, restul este 3. Poate să fie restul și 4, poate să fie restul și 5. Uite, în primul caz.
Deci când împărțitorul este 6. Restul e până la 5, inclusiv 5. Pentru că și 1 ori, și 6 ori 1 fac 6, nu numai 2 ori 3 fac 6 și 2 ori 2 fac 6. Și ea n-au și varianta asta în calcul, 6 ori 1. Da. Deci avem și asta de analizat, ca să vedem situația când împărțitorul este, așa cum am spus, împărțitorul este 6, da? Da. Și câtul este 1 și atunci... Clar. Noi am avut o învățenie care am văzut câtul 1, nu? Da. Și numele sunt alea, 6, 7, 8, 9, 10 și 11. Altfel, dacă nu iau și cum este acum Daria, sigur, am văzut chiar aici pe foarte mult. Exact, numai din exercițiu, fie. Exact. Ne punctaș. Da? Deci multă grijă. Analiza atentă și ne duce spre un rezultat corect. Da. Foarte frumos exercițiu, mi-a plăcut. Vreau să învățați din ceea ce se întâmplă. Deci, să încercăm să fim profunzi, nu așa, ne vine o idee, poate ai plecat în greașă. Și mai ai ideea. Nu? Analizăm, vedem ce numere. După ce am făcut mișcarea asta, da, uite, hai să luăm concret. Eu am pățit cu rest. Am avut chestia asta, poate Dumnezeu. Am avut că 6 puțele ca din orice. Am spus, ai avut o ideea de a locui pe D, care s-a iert cu 6, am înlocuit și a ajuns asta. Asta e mediul problemei. Și aici nu trebuie să te sperii, da? Păi, și două lucruri. Cât fac 6. Asta e la întrebarea. Și de aici pleacă rezolvarea toată. Tot. Pentru că 6 ori 1 este exista, 2 ori 3, 3 ori 2, da? Și găseam numele. Nu trebuie să vă speriați. Cât ori, cât fac 6? Aici. Deci, rămâniți așa când ați făcut un pas și rămâniți într-un locat, nu mai reacționezi. Nu, tocmai aici trebuie să învățăm. Am tot spus mereu, câștigăm încredere, știm să facem. Dacă problema, în fața problemei, te încearcă, vă spun și pentru cei de avocat, te încearcă sentimentul neputinței, măcar pentru o fracțiune de secundă, n-ai nicio șansă. Tu stai lângă problemă speriat. Știți cum se întâmplă când te apropii de un câine? Câinele te simte că tu intri în panică și te atacă. Dacă îl domini, el face pasul înapoi. E liniștit. Deci să-l domini. Problema trebuie dominată. Problema trebuie dominată de tine prin aceea că tu ești sigur că o poți face. Încrederea în tine este esențială. Că tu poți. Ori dacă cumva, nu știu. Așa nu știu. Stai acolo așa, pitit, fă un șoricel și n-ai șanse. Hai să vedem și cealaltă problemă. Acum avem forțe în brațe. Ia și pe două numere naturale, menule. A, B, numere naturale. Iată. Menule. Deci din steluță. Și da. X egal cu 15A. Iar X egal cu 15. A plus 25B plus 37. 25B plus 37. Aflați restul împărțirii lui X la 5. Deci se cere... Restul împărțirii lui X la 5. X împărțit la 5, o duce la un rest, egal cu cât? Corect. X împărțit la 5. Da, ce înseamnă? Ce înseamnă X împărțit la 5? Că numărul trebuie să termine în 0 sau în 5. Dacă se termină 0 sau în 5, înseamnă că n-are rest. N-are rest. Da? Dar el zice să găsim restul. Da. Cine poate să fie restul dacă am împărțit la 5? 0, 1, 2, 3 și 4. Așa. Așa aș vrea să-ți spui tot, nu? Așa aș vrea. Deci rezolvă că e aparține mulții, adică vorbim împărțirea la 5, când împărțitorul este 5, restul împărțirii este 0, 1, 2, 3 și 4. Sunt 5 variante. Întrebarea este, împărțind acest număr la 5, vom avea, odată, să vedem când avem restul 1, 0, când restul 1, când restul 2, când restul 3, când restul 4. Cine să fie A, cine să fie B, încât să se întâmple să avem restul 0 odată, restul 1. Deci merge cazul 1.
cu restul egal, aveți 0. Ce pereche A și B să gândim pentru a se întâmpla treaba asta? Ai deodată un profesor. Așa ați vrea. Da. Văd că am, dacă pun pe A 1, de exemplu, am 15 și pe B dacă pun 1, am 25, dar îmi dă 30, 30 plus 37 nu se împarte la 5. Nu se împarte la 5. Mi-ar mai trebui undeva să fie cu un... Dați-mi o idee, că nu suntem mai aici. Păi, nu știu cum făceam Cosmin. Nu tratați lucruri cu ușurință. Este a cincea. Păi, a cincea aveți la capacitate. Chestiunea de a cincea, a șasea, a șaptea, a opta. Ca să facem registrul ăsta. Să știți, nu este antimatematic ce facem aici. Chiar matematic. X împărțit la 5, s-o prind restul 0. Deci ce A și B să pun încât la împărțirea la 5? Da, ce rest obțin când îmi fac împărțirea la 5? Ce rest obțin? Așa ne întreabă autorul. Ce numere se găsesc încât la împărțirea la 5 să obțin restul? Care este restul împărțirii? Care este restul împărțirii la 5? Scoateți caietele și scrieți. Iar are loc pe masă, pe profesor. Are răspunsul foarte bun. Ai loc, dar tu ai loc. Nu loc. Atunci, fiindcă nu ne vine în minte... Hai, să nu vreau. Ce face, dar trebuie să face. Cu restul zero nu cred că se poate, domnule. Niciodată. Niciodată. Dar de ce? De asta, așa, că niciodată nu se poate. La ce? Pentru că avem cu 15 și cu 25 și dacă am vrea să fiu un care se împarte exact la 5, acum noi ar mai trebui ori să adăugăm 3, ori să adăugăm 8. Dar niciodată, dacă facem calculul de zi, avem 15 și 25, acolo, dacă le adunăm, ori ne-ar da 0, ne-ar da 0. Nu ne-ar da un 8. Dar restul poate să fie 8? 3. La unde restul că poate să fie? Nu, doar am spus că nu am dat. Am înțeles. Așa. Și dacă punem restul 1. 71. 8. Să împarte la 5. 3 ar merge. Restul 3. Deci restul 3. De ce? Că le completai aici, nu? Pe 3 și 7. Da. Și ar fi 40. Și fiind cu 0, se împarte la mai multe. Da, deci... Se împarte la 5. Ia observ chestia asta. Eu zic că și cu observația următoare. X ăsta este egal cu... Începem la el. 15A plus 25B plus 35 plus 2. E 37. Da. Și atunci, egal mai departe cu...
35 plus 2 e 36. 35 plus 2 fac 36. Am descompus. Am descompus un pic. Și acum scot pe 5 factori din ăștia. Din ăștia 3. Din ăștia 3. Și vine 5 pe lângă. 3A. De... Da, da, 3A. Plus 5. B. Plus 7. Plus 2. Iar de pe X-ul, de împărțitul, egal cu împărțitorul ori câtul, plus restul. Deci restul, indiferent ce așa pe acolo. Da? Da. Deci restul împărțirii este 2, poți. Da. 3 îl completează pe 37 până la 40. Așa. Dar el este restul. Exact. Dar este restul. Adică dacă n-ar fi restul, s-ar împărți la 5, dar acum când e restul, da, merge. Mă, nu mă interesează, dar scris că era împărțirii cu rest. Foarte mai merge, doamnă profesor, merge. Da? Ați scris că era împărțirii cu rest? Este o rămână împărțirii cu rest, dar X-ul e de împărțitul, 5-ul este împărțitorul, ăsta este câtul, nici nu-l interesează, că nu-l interesează, separat, da? Plus restul. Este de o rămână împărțirii cu rest scris acolo. Suntem materiști. Restul este 2. Ba, e foarte corect și foarte frumos. Dar se poate și cu 3. Ia să vedem. Pentru perechea ta, 1-1. Da, pentru perechea 1-1, corect. Dar eu spun că e diferent ce pereche. Dar nu se poate și cu perechea 2. Dar atenție, ce ai adăugat tu, 3 ora, nu-ți face serviciu, nu găsești restul. Noi trebuie să găsim restul, că restul ne întreabă. Care este restul? Dar scădem din 5 pe 1 A și din B un B. Din 5 pe 1 A. A. Și din 5 pe 1 B. Da. Adică 14 A și 24 B vrea el, plus un A plus un B, da? 30 și 4 plus 3. Așa. Și ce-i făcut? Deci tu spui așa să... X egal cu 3. Vă inițial cumva, da? X egal cu 3. 14 A. 14 A plus 24 B, plus 34, zice. Plus A plus B. Da. Și plus... 34 plus 3. 34 plus 3. Așa. Și ce-ai făcut ABD? De aici ce? Cu ce? Nu, nu trebuia să scape AB. Adică AB nu mai trebuia să mai scrieți odată. Dar unde am scris eu cu ABD? Sus, acolo, în relație. Nu trebuia să mai scrieți plus A plus B. Păi n-are cum altfel, da? Cum se scade? Dacă îți credem din ambii nu scade. Și din stânga, afectăm și pe X-ul respectiv. Dar ce trebuie să lăsați 25 pe A și 24 pe B? 25 pe A. Păi 14 pe A și cu un A fac 15 pe A. Nu modifica nimic. Da, dar vreau să lăsați același, pe aia scădeam AB-urile alea. Și îmi dădea 14 pe A. Dar vreau să te urmăresc acel 14, la ce te ajută? Dar atenție, când scazi pe A și pe B, scazi și din stânga și din dreapta. Adică ai să ai X minus A minus B? Azi, X minus A minus B, egal cu 14 A plus 4 pe B. Strice greșit. Altfel nu se poate, da, bine să-l scazi pe A și pe B. Deci, strice greșit, nu renunți la A și B și X rămâne egalitatea. Și dacă ar rămâne 14 A și 24 B, ce? Ce urmărești? Ce urmărești? X, aș fi fost 4 pe lângă. Păi 14... Ah, dar tu nu te ajută cu nimic 4 pe lângă. Că 14... Nici nu merge 14 și nu se bate la 4. Și nici 34. Nici 34. Da? Tu vrei să-ți se bate la 4, dar nici măcar asta nu merge. Dar oricum, stai ce greșiți-o, că dacă vrei să ne facem, el a fost bine, dar... 15, 25, 37. Și doar a ta a spus. 37 se scrie ca 35 plus 2. Corect. Atât. Scot pe 5 în factor comun și apare de la împărțirii cu rest, sunt la 5. Da, m-am la 5. Corect. Da. Da. Asta este motivul. Deci aia e rezolvarea perfectă, doar rapid, rapid. Super, rapid. Mi-a plăcut frumos, rapid. Mi-a plăcut, da. Frumos. Da. Asta, asta trebuie. Imediat pentru că am înțeles. El e mai important. Dar el din asta, în afară de faptul că ei s-au jucat. Bineînțeles. Și n-am înțeles că de folos treaba asta. Teorema învățării iubesc. E povestea. Dar ați observat, clasa 12-a nu coboară la nivelul clasei 8-a. Clasa 8-a nu coboară la nivelul clasei 5-a. Exact. Cum să lucrez eu?
Da, ce zic, doar cobor la bici. Am să vă spun că lucram în olimpici, aveam fiică mea și cugine, erau cu 2 mai mari și aveam băieri mai mici. Deci, ăștia erau 11 și cei doi erau mari și făceam la pregătirea pentru olimpiade. La comun. La comun. Niciodată făceam cu ăștia și cu ăștia. Făceam simultan. Aveam subiecte și pentru cei de-a noua și pentru cei de-a 11. Și ședința se întâmplă așa. Poftiți subiectele. Cele două categorii. Doi și doi erau, periferici. Și, îndată, eu nu știam să fac subiectele. Deci nu știam să fac. Mă interesez cu... Și știau asta. Că eu nu știu să le fac. Și în momentul în care... Eu aveam o singură chestie, să-ți caut subiecte. Și am spus, nu cumva să încerc să fac eu, că voi trebuie să le faceți, domnule. Eu vă ajut doar dacă mă știți. Da. Și atunci când se împotmăreau piticii, cum le spuneam, spuneam, Storman, stop. Ajutați-i. Opriți-vă și uitați-vă pe subiecte, vedeți dacă vă vin vreo idee. Și invers? Când se întâmpla la ei, era complicat pentru mine. Era stop, domn profesor, da, ajutați-i. Când n-aveam control. Dacă ei nu le venea nicio idee, era tot pe mine obligația mare. Deci în clipa, da, aveam o șansă pentru pitici și se întâmplă foarte multe ori că îi blocau. Da. Ei aveau suficient de experiență, aveau o anumită viziune asupra matematicii în general. Și mi-i blocau. Și eu eram foarte fericit. Eram foarte fericit pentru că îmi trebuia să vorbim un pic în problemă. Da, recunoașteți că fiind ăla vă gândeați. Un pic. Nu, 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 nu mă gândeam. Nu mă gândeam eu? Păi dacă vă puneam în încurcătură, domnul profesor. Nu mă interesează. Eu lucram și trebuie să întâmpla problemă. Deci după aceea, mă uitam și îi deblocam și spuneam așa. După 10 minute, când se uitau cei de mari spre cei de mici, spuneam, ajungi 10 minute, trebuie să-ți las pe ei, că mă ocupe de acolo. Da. Și mă ocupam eu, ei băgau într-o altă problemă, n-aveau rost să stea acolo, n-am vedea niciun de ei. Și dacă aveam baftă, făceam dacă nu? Făceam dacă nu. Noaptea este timpul. Urmează o săptămână, o zi, o nouă, șapte, nu știu, dar toată lumea e gândeam. Și se întâmpla ca să ne sunăm, spunând, am găsit.